Aici la voi știu că cel mai bun cozonac la voi să mănâncă. Eu aici am fost de foarte multe ori. Și am venit cu o rugăminte. Avem și noi o tabără de copii. Ne-a trebuit vreo 10 cozonaci. Pentru asta trebuie să ne ajutați să preparăm cozonacul. Da. S-a făcut deja seara, dar noi, ziua pentru noi de muncă, încă nu s-a terminat. Bineînțeles, era acolo mama cozonacilor, doamna mama cozonacilor. Mama cozonacilor e femeia care a făcut cozonacul. Ea a inventat cozonacul. Cred. Dar nu? Cine e? Unde te duci, mă, să mănânci cozonaci? La mama cozonacilor. Ce înseamnă? Adică, capă de linie. Cum face mama cozonacilor fără tata cozonacilor? Cum? Dar tata cozonacilor unde? Da. Cum? Doar mama? Cum mai ieșit? Tata cozonacilor e obosit pentru că a muncit toată ziua. Acum fiul s-o ocupă. Dar a rămas băiatul cozonacilor. Cum arătate? E bine? Sunt simpatic, foc? Exact ca la televizor. Identic. Eu nu joc teatru, doamnă. Știți care e greșeala colegilor mei? Că ei îmi joacă teatru. Sunt la fel de prost și în realitate și la televizor. Adică să nu credeți că e diferență. Nu așa. Ne-a explicat exact cum se face cozonacul. Că trebuie să facem, doamnei, comanda de cozonaci cu mac. Eu mă plictisesc vreau să zic. Bă, dar ce mă dai unde mi-a dat aia? Hai! George, puțin, că nu facem rețeta noastră. De ce? Vreau rețeta noastră. Nu, că nu facem cozonaci pentru tine. Facem cozonaci pentru toți, pentru copii. Și facem rețeta de aici. Andrei îi plac foarte mult cozonacii făcuți de mine și a insistat foarte, foarte, foarte mult ca acei cozonaci să fie făcuți așa cum îi fac eu acasă. Dar am să-ți fac acasă, iubita mea. Ce mai bun cozonaci? Ala Burcea. Ia uite că e bine că aici se frământă singură. Da? Nu trebuie să mai frământi tu. Așa e? Gata, luăm și noi unul acasă. Hai să cumpărăm și noi unul de asta acasă. Păi gata, ce zic. Gata, să vezi. Cozonul karma fac. Aici am eu o dedicație specială. Da? Bravo. Uite. Oh. Ornăm turtă dulcea. Fantastic a fost. Ce tare! Mulțumesc! Ilona Iancu, vă iubesc! A fost frumoasă așa, de pe aștept să ajung acasă să-i dau copilului meu aceste inimioară. Tata! Te iubesc, tata! Mama! Vai, deci nu cred! Cadou! Ți-mi mersi pentru cadou, dar ți-am adat mai multe cadouri, măi, ciubitule! Ca și părinte, eram foarte bucuros și am făcut niște videouri micuță și le-am trimis nevastă, la Monica. Și am cu feciorul meu, le-am trimis cel un video să-mi spună că tata te iubesc. Așa mai e. Cine mai poți să botez copii așa cu nume lungi? Am greșit! Ah, niciodată a fost mai greu asta. E o muncă foarte migăloasă ca să ornez o turtă dulce, să scrii și așa. Mi s-a părut super tare. Da, dar la cu cacao nu faceți? Păi asta e cacao. Nu, tu aia cum faci tu? Deci eu am glumit, dar bărbatul tu face și cozonac? Da! Cum să ne fac cozonaci? Cu rahat și cu umplutură din aia. Cozonaci moldovenești. George, foarte drăguț. Ceva defectare. De ce să... Face cei mai buni cozonaci. Și Andreea i-a spus, citez: dragul meu, de-abia aștept să mergem acasă să-mi faci și mie vreo doi cozonaci, așa cum îi faci tu. Și fix în momentul ăla mi-a venit și mie în gând exact același lucru, numai că era vorba despre bunica mea, că zicea: mama e, de-abia aștept să ajung acasă să-mi faci și mie doi cozonaci, că tare bunii faci. Eu zic, ca și cum ai stat cu bunica, dar după tine. Că și eu tot, de-abia aștept să ajung la bunica mea să fac cozonaci. Așa și vorba. De-abia aștept să ajung la bunica mea să-mi dea doi cozonaci. Liviule, dragule, eu îmi iubesc foarte mult soția și atunci îi fac cozonaci. Dacă ea vrea cozonaci, îi fac cozonaci. De multe ori îmi face de drag, îmi face pentru că știe că îmi place. Așa ne arătăm noi iubirea. Deci, George pentru Andreea e un fel de bunică pentru mine. Nu, bă, păi până când? Nu se poate așa ceva. Adică chiar așa, tu te-ai măritat sau te-ai însurat? Așa este, ne-am măritat. Chiar, tu ce ai făcut? Te-ai însurat sau te-ai măritat? Tu nu știu. Eu nu m-am însurat, nici m-am măritat. Numai mie nu mai trebuie. Eu trăiesc ca mogulie singur. George e un băiat foarte muncitor
Și Andreea văd că e determinată, că dacă de 10 ani eu mi-am dorit să vină la emisiune la mine și în sfârșit a ajuns, vrea să-mi arate că poate să pricepe. Dar mi-a zis, Marina, dar mai mă chem. Tu muncești așa cum trebuie și o să te mai chem. Aoleu, 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 aoleu! După ce am terminat cu cozonacii de copt, Liviu i-a scos din cuptor, a venit patroana și i-a arătat că trebuie unși cu miere. Ne-a dat cozonaci. Se ducem copiilor. Nu se poate mai bine de acolo, de la mama cozonacilor. Mănânci de la un verișor cozonacilor, mănânci de la nepotul cozonacilor. De unde? Mă duc la unchiul cozonacilor. N-a fost cine știe. Tu de unde mănânci? De la mama cozonacilor. Ia uite ce ne dă, bă, fii atât de tare! Nu cred! Uite, domnul Liviu! Ia, ce mișto nu se poate! Ce tare! Tare! Ia uite, frățiorul, ia uite! Interesant. Mi-a plăcut. Chiar nu m-am așteptat la așa ceva. Ce mai mult însă mi-a plăcut poza lui Liviu Vârciu. De unde o fi găsit, domnul acela, poza aia? Nu pot să-mi dau seama. Dar, oricum, chiar m-am bucurat. M-am bucurat foarte, foarte tare din toată inima că am primit acest cadou.